A venit iarna, așa că eu m-am îmbrăcat. În acest episod o să vorbim despre Zara. Haideți să începem. Vreau să spun frumoasă Zara. Cu siguranță ați auzit de Zara, este la fel de popular, dacă nu mai popular decât H&M. Mi-aduc aminte în liceu, Zara era cea mai cea, dar nu ne permiteam să mergem la ea. Poate că nu ai știut, Zara este o companie spaniolă. La fel ca multe alte companii producătoare de haine care își are originea în Europa. Se pare că dintr-un motiv sau altul, europenii fac haine bune și multe. Compania este una dintre cele mai mari vânzătoare de haine din lume și are o varietate de îmbrăcăminte pentru toată lumea. Și fie că ești fan, fie că nu ai niciun articol de îmbrăcăminte, sper să fii fascinat de istoria companiei. Aceasta începe în 1974, deci când te gândești la celelalte, cum ar fi Louis Vuitton, 1880, Gucci 1920, Zara e chiar tânără, 1974. Pa mai mult de atât, primul magazin a fost deschis doar în 1975 în Coruña, în Spania. Astfel este cu greu o companie veche. Totuși, în aproape 90 de țări, are peste 2000 de magazine în toată lumea. Iar jumătate din hainele produse sunt făcute tot în Spania. Iar această companie a fost formată de Armacio Ortega. Ortega este unul dintre numele mele preferate, care a renunțat la școală, a renunțat la liceu pentru a-și lua un loc de muncă și a început să lucreze la magazine de îmbrăcăminte care vindeau haine și acolo a învățat cum se face un croi. Tot acolo a învățat marketing, a învățat care sunt trendurile industriei, cum merge moda și ce vor oamenii să poarte. Din acea experiență, Ortega a decis să facă haine destul de bune, nu cele mai bune din lume, la acel moment, la un preț foarte bun pe care să-și-l permită orice om. Iar primul produs pe care l-a făcut Ortega a fost un capot de baie, un halat de baie. Acela era o variantă, o copie a celor care erau vândute în magazinul în care lucrase, doar că la un preț mult mai mic și a fost ajutat pentru copiere de o femeie luată de la vânzările vechiului magazin. Acea femeie a devenit mai târziu și soție și soră vitregă. Vă las să vă gândiți un pic. Cum poate soția ta să fie și soră vitregă? Dacă părinții tăi și părinții ei se căsătoresc între ei, astfel îți devine soția soră vitregă. Cred că a avut parte de cele mai ciudate prezentări la petreceri sau la oameni noi. Bună ziua și vă prezint pe sora mea. După care te duci o pupi. Este de asemenea și soția mea. Cred că oamenii se uitau foarte... Iar compania, fondată de Ortega, a fost pornită cu un împrumut incredibil de la bancă, 30 de euro, în 1975. În ziua de astăzi, dacă ajustezi la inflație, cât de rău ai pune, tot nu ajungi sau nu treci tare rău de 500 de lei. Numele Zara vine de la cuvântul Zadar, care este un port în Croația, iar acest nume vine din Ortega Romanticul, pentru că acolo a avut loc luna de miere a sa cu Rosalia Mera, soția sa. Dar înainte de a fi Zara numele companiei, se numea Zorba, nu cred că ar fi mers la fel de bine, după numele unui bar pe care îl frecventa în zonă. Totuși a trebuit să schimbe numele din Zorba, pentru că era un alt bar care deținea acel nume și a schimbat în Zara. Iar Armancio Ortega, pentru o perioadă scurtă de timp, cu averea de 79 de miliarde de dolari, reușise pentru puțin timp să fie cel mai bogat om din lume, să-l depășească pe Bill Gates. Puțin timp totuși. Cum a reușit să facă treaba asta? Ei bine, în cele 2000 de magazine din toată lumea, ei fac foarte multe haine. De exemplu, anual produc 12.000 de articole noi de îmbrăcăminte. Ca design, nu haine unice. Și le fac de la zero până când se vând, de la desen până la rafturi, în doar 2 săptămâni. În 15 zile, dacă pui și weekendurile. Dacă pui și weekendurile, sunt 3 săptămâni. Și asta este surprinzător, având în vedere că în alte magazine, oricare alt magazin, durează până la 40 de săptămâni sau chiar mai mult. Ați văzut la episodul lui Vuitton și Gucci, ei au designuri vechi de 100 de ani. Iar pentru a atinge aceste cifre, femeile care cos tricouri în fabricile din Tunisia, de exemplu, fac un tricou de femeie sau de bărbat, că nu contează prea mult, în sub 40 de minute, undeva la 38 de minute pe tricou și gata. Iar compania Zara este deținută de Inditex, cea mai mare companie producătoare de îmbrăcăminte din lume. Cât de mare? Anual produce peste 1 miliard de articole de îmbrăcăminte. Din acel miliard, Zara acoperă doar 5 milioane de articole de îmbrăcăminte pe săptămână, nu pe an. Pe săptămână 5 milioane de articole. În 10 săptămâni 50 de milioane, în 50 de săptămâni 250 de milioane de articole de îmbrăcăminte plus minus produce Zara. Și ce faci ca să produci atât de multă îmbrăcăminte? Zara sau designerii de la Zara se plimbă cu aparate de fotografiat ca să-i fotografieze pe oameni pe stradă, neștiutori
să vadă cum își aleg ei îmbrăcămintea pe acea zi și nu trebuie să fii surprins dacă te trezești într-o zi că modul în care ți-ai asortat tu hainele într-o zi random în timp ce erai în Spania și te plimbai a ajuns dintr-o dată pe un manechin. Tu ai fost inspirația. Zara produce atât de multe îmbrăcăminte nu doar copiind alte branduri și alte stiluri, ci omul în sine din viața de zi cu zi, un lucru care oricum stă la baza filozofiei Zara de a produce haine normale pentru oameni normali. În ciuda faptului că a fost atât de bogat, Armancio Ortega nu a dat niciodată vreun interviu cuiva. Nu-i plăceau și nu le-a acceptat. Unul dintre cele mai mari depozite Zara are 2 milioane de metri pătrați, aproximativ, pe acolo. Și pe lângă faptul că sunt interesați de cum te îmbraci tu pe stradă, sunt interesați și de ce ai de spus tu vis-a-vis de îmbrăcămintea lor pe care urmează să o porți, dacă mâneca e prea lungă, dacă culoarea nu e exact cum trebuie. Dacă ai vreo părere vis-a-vis de îmbrăcăminte, poți să mergi la Zara și ei apreciază faptul că îți descrie experiența cu hainele lor, pentru că ei vor profita mai departe prin a face haine și mai bune. Posibil că ați văzut foarte puține reclame la Zara și asta pentru că ei cred că nu trebuie să investească bani în reclame, aș fi vrut să fiu sponsorizat în acest episod, ideea lor este să atragă clienți mai scumpi deschizând magazine de top, în orașe mai multe, în țări mai multe, făcându-și reclamă prin prezența lor acolo între cei în crema societății. Pentru a face asta, una dintre cele mai mari cheltuieli a lor a fost în New York, pe Fifth Avenue, unde au plătit pentru un magazin peste un sfert de milion de dolari, aproape o treime de milion de dolari de fapt, 324 de milioane de dolari. În 2003 Zara a deschis Zara Home, iar Stradivarius, în caz că l-ați văzut mereu aproape pe lângă Zara, trebuie să știți că este deținut de aceeași companie ca și Zara, sunt companii soră, produsele de acolo sunt oarecum mai ieftine decât la Zara, dar în principiu sunt aceleași. Zara a promis că până în 2020 își va schimba modul sau își va ajusta complet modul prin care produce îmbrăcăminte ca să nu mai elimine substanțe toxice în mediul înconjurător. De ce au făcut asta până acum? Nu știu, nu trăiesc pe aceeași planetă. Și dacă vrei să vezi cele mai multe magazine Zara din lume, desigur că le vei găsi în Spania. Din cele 2000, aproape un sfert sunt în Spania, 450 și probabil 60 în momentul în care registrez, au mai deschis câteva până când am stins eu camera. Fiind o companie atât de mare, e normal să mai aibă și câte o problemă. Nu știu cum a reușit să treacă de designer și la aprobare o poșetă care avea un simbol, un desen care semna tare mult cu o swastică. Produsul a fost eliminat foarte rapid din magazine. Și pe lângă asta au mai făcut și o linie de îmbrăcăminte care semăna foarte, foarte mult cu îmbrăcămintea deținuților din lagările de concentrare. Pentru cine era linia de îmbrăcăminte? Pentru bebeluși. Dar acestea sunt doar experimente, pentru că dacă un produs nu se vinde bine în primele 7 zile de când a fost pus pe rafturi, pur și simplu dispare. Producția se încheie și se axează pe următoarele 11.999 de idei de design pe care vor să le pună în aplicare în acel an. Zara este o companie puternic europeană, ea a rezistat expansiunii în Americi până în 2011, când au deschis pentru prima oară un magazin în Statele Unite ale Americii. Iar la final, în fiecare magazin Zara din lume, vei găsi unul sau două stiluri vestimentare, cel puțin, care e posibil să nu existe în altă țară în afara țării tale. Astfel, dacă faci turism vestimentare, există oameni atât de ciudați. Dacă ești printre ei, nu ți-aș zice-o în față și nici nu te-aș acuza, sincer. Și eu când merg într-o țară, îmi iau un tricou ca amintire de acolo, dar nu plec din țară cu gențile pline, bagajele pline de haine, pentru că asta am făcut cel mai mult. Mă duc să văd atracțiile turistice în primul rând și dacă am timp, ultimul gând îmi este, dar nimeni nu e surprins. Am același tricou cu Jurassic Park în 20 de clipuri. Ne-ai surprins că nu mă omor cu hainele. Vă mulțumesc tare mult pentru atenția din acest episod. Sigur aveți haine Zara, încă am o pereche de pantofi pe care n-am purtat-o de grămadă de vreme, pentru că până la urmă i-am luat că au fost mai ieftini, dar nu mi-au plăcut. Cum vi se pare compania? Care este compania voastră producătoare de îmbrăcăminte preferată? Nu uitați de share, like și abonare, butonul de notificare ca de obicei. Și dacă vreți să deveniți membri ai canalului, printre lucrurile pe care le ofer de la clipul fără reclamă, trimis mult mai devreme decât ora la care îl public eu în mod normal ca să-l vedeți primii, până la numele trecut pe un episod pe care îl susțineți în proporție de până la 60% și vă trec ca și producător executiv, un fapt care mi se pare cool. Susținând canalul, ajutați să fac și mai multe episoade, să le fac și mai bine, mă pregătesc în viitor să-mi găsesc pe cineva să se ocupe de text ca să am greșeli mai puține sau deloc, să fac și mai multe episoade, pentru că în momentul de față nu pot să le fac decât în ritmul în care reușesc să le scriu și să le înregistrez. Partea cu editatul l-am foarte bine, Raul e mană cerească, dacă nu era Raul, urmăriți-l și pe Raul, are un canal de YouTube numit Craul, e unul dintre cei mai vechi youtuberi care nu s-a ținut de treaba asta. E un băiat super, dintr-un
motiv sau altul nu este printre gamerii de top în România. Bar n-am de ce, dar pierderea lui, câștigul amândurora. Sunt foarte mulțumit de el. Nu-i recomand foarte mult canalul de YouTube pentru că am nevoie să mă ajute în continuare cu editarea episoadelor. O vreme a fost coeditat, îmi trimitea clipurile după care ajustam eu toate cele. Acum e un proces în două etape, înregistrez, încep să editez, în sensul în care fac gradarea culorilor, dau direcții pe clip și când se întoarce la mine, dacă ceva nu-mi convine, schimb sau modific încoace încolo. Dar în 95% din cazuri clipul îmi place cum este, n-am ce să-i mai fac, doar color grading îl fac sau tai dacă ceva nu era în regulă. E tânăr Raul, nu știu ce motiv, uită unele lucruri, e fenomenal de câte ori zice, Gata, nu vă mai țin, vă mulțumesc pentru tot, vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o atâția ani. Dacă mă vedeți în trafic, nu claxonați una într-un ac, eu nu-mi dau seama că mă claxonați pe mine, mă uit, până la urmă, bă, cine claxonează mă la atâta? Atât, atunci mă uit, claxonați de 3 ori, tic, tic, tic. Atenție, cad mere. Atunci o să mă uit, vă salut. S-a întâmplat doar de câteva ori, dar acum deja sunt atent la fiecare claxon. Bă, ăsta mă claxonează. Dar am o ușoară, nu e ușoară, păsăriceală de-a mea. Nu știu dacă e agorafobie sau e faptul că mereu umblu după mine, ori cu camera scumpă, ori cu laptopul în rucsac și sunt stresat, bă, să nu dispară ceva de la mine. Dar acum să mai fiu și atent la claxoane. Eu sunt Alex Cosma și în data viitoare, atenție, cad mere. De ce să fiu atent la claxoane? Ca să nu par ignorantul și mândru la șmecherul ăla, că nu sunt nimeni, voi m-ați făcut, fiecare vizionare e succesul vostru, nu al meu, eu doar pun aici un conținut de care putem amândoi să ne mirăm cum de ajunge la atâtea vizionari, pentru că e în contextul a ceea ce funcționează pe internet și în România, e relativ educativ, e relativ, deci doar relativ, nu pur educativ, relativ educativ și puteți să fiți voi mândri ca mai multe vizionări și mulți urmăritori, dar eu, creditul meu e puțin în toată treaba asta. Dacă nu se uita nimeni, înțelegeți, nu pot să mă apuc să-mi dau vedetisme din ele în cap, că nu-s nimeni. Dacă nu se mai uită lumea la mine, sunt absolut nimeni. Am terminat. Pa!